Președintele PSD Călăraș, Vasile Iliuță, a declarat în cadrul unei conferințe de presă că aprobarea unei noi legislații privind numirea politică a prefecților și a suprefecților reprezintă o îndreptare pe care actualul guvern a decis să o facă. Guvernul a aprobat în ședința de miercuri 27 ianuarie modificarea codului administrativ referitor la statutul prefectului și suprefectului, aceste funcții urmând să fie unele de demnitate publică, iar cei care le dețin vor putea fi membri de partid. Ieri s-a aprobat în guvern ordonanța privind politizarea funcțiilor de prefect și subprefect. Ce comentarii au făcut? Un singur comentariu. Cred că e un lucru bun pe care guvernul l-a făcut. Chiar dacă noi mascam că suntem alți demnitari și sunt prin concurs, era o farsă pe care cu toți eram în eroare duși că și cum noi nu suntem implicați. Toți erau implicați, erau determinați să-și dea demisia, făceam și greșeli din punct de vedere politic, obligându-l pe cel care e pe funcție să plece de pe funcție, că vrem noi să ne punem un prefect nou. Nu, e o corecție pe care o face legal. Guvernarea care a venit își va aduce, să spunem, înalții demnitari puși direct de guvern pe funcție. Sigur, dar România nu mai respectă niște angajamente pe care și le-a asumat. Angajamente pe care și le-a asumat trebuia să și le asume la timpul respectiv, ținând cont că orice guvernare își aduce administrația ei. În America, de sute de ani, fiecare guvernare vine cu administrație, iar în România trebuia să rămânem cu... veneam cu promisiuni electorale, veneam cu promisiuni față de cetățeni și țineam o altă culoratură politică pe funcție. Nu e bine, trebuie să ne dăm seama că PNL-ul are niște promisiuni electorale și cu toată lumea așteaptă să le pună în practică, iar cei care pun în practică, omul guvernului în teritoriu, e prefectul. Și trebuie să realizăm că trebuie să facă politica guvernului omul din teritoriu, prefectul. La care vom avea prefect PNL sau USR? Cred că la momentul ăsta, ținând cont că avem o conducere a Consiliului Județean a legilor care au fost câștigate de PSD, e clar că va fi prefect PNL.